primești mă cu voi cu locul meu. Am pregătit ciuri pentru fiecare cast. Și vor trece 7 veni și jumătate de rând. Și iată că voi lăsa pe pământ ciurile. Și îngerii mei am pregătit să cearnă toate casele. Ascultă turmă din locul acesta. Fii străjer bun la ușa ta. Trește spre ferestrele care gata sunt să fie întunecate de cer rău. Căci ziua cercetării se apropie. Și casele voastre vor fi cercetate de mine. Ciurul va trece prin toate case. Cel mic și cel mare, iată că va fi cântărit. Am văzut că sunt Dumnezeu și cunosc planurile vrășmașului. Am să-i îngăltui pentru două vremi. În lucrarea aceasta, iată că mulți vor cădea. Ciurile vor fi trecute rând pe rând, dar îngerii mei vor ridica spre cer trupuri și suflete care sunt gata să spună noi, suntem gata să ne jertfim pentru Domnul. Vor fi loviți din pricina adevărului, legați din pricina neprihănirii. Și iată că în lucrarea aceasta vrăjmașul se va bucura. Dar după aceste două vremuri, ascultă turmă mică, voi deschide soarele neprihănirii peste turma mea. Aleluia. Și iată că voi ridica steagul peste steagul de demință în corturile unde rămasă de soare. Numele voastre vor fi scrise înainte de viitor, iar vrăjmașul se va întuneca. Îi voi lua din puterea lui și iată, căci spre multe nume vor fi scrise în multe cărți. Se va scrie o istorie și se va încheia că eu sunt Dumnezeu. Vedează turmă mică și fii credincioasă cuvântului meu. Pregătește-te cu armele care nu sunt de pe pământ și sunt din ascuns. Nu uita de casa și de altarul rugăciunii sale. Nu uita că-ți vine vremea când iată din nou voi privi spre casa ta și dacă altarele vor fi aprinse, ciurul va trece, voi cântări și voi scrie ce voi scrie taină, zice Domnul. Și ce voi scrie va rămâne scris pentru cele două vremi de mare încercare. Nu te repăda și nu te închina celui care spune că este puternic. Nu asculta de cel ce spune că îți dă viață și încrede în Fiul meu pentru care a coborât pe pământ. Ascultă de Duhul și de puterea darurilor mele, căci iasă vă voi înștiința în toi de noapte, bătrân și tine vă primi înștiințare. Vine vremea când picioarele voastre nu se vor mai dura unul cu altul, iar mâinile nu se vor împletuci spunând suntem frați, căci vrăjmașul va trage brazdă peste brazdă multe țesuturi străine. Și atunci veți înțelege ce înseamnă să luți tu și casa ta. Bagă de seamă că 7 vremi și jumătate repede vor trece. Și în vremurile acestea va începe încercarea credinței voastre. Două vremi voi îngădui de încercare. Apoi mă îndrept din nou spre tine, turmă. Voi înfinge multe steaguri de dimință. Am pregătit o casă în care casă ce să scriu numele răscumpăraților mei. Dar și cei ce vor rămâne în viață și cei care vor spune Domnul a fost cu noi. Vai de cel ce se va aplica închinându-se. Vai de cel ce va întinde mâna să facă prietenie, strigând viață. Ucigașă va fi ziua în care, iată, unii vor zice avem viață, atunci boldul morții se va împinge în inima lor. Însă, turmă mică, pentru că te iubesc, m-am coborât să-ți vorbesc. Nu te îndepărta de altar rugăciunii. Ține în inima ta cuvântul pe care ți l-am dat într această noapte. Deci vine vremea când îi spune doar Domnul și cu noi. Deci casele voastre vor fi case cercetate de îngerii mei. Nu spune că va fi bine ziua de mâine, că ce atât greu de acum vine. Nu spune că totul va trece, căci nu va trece până nu se va împlini cuvântul meu. Și ce-am scris pe mâine scris, cercetez pământul și locuitorii de peste el. Voi îngădui vrăjmașul în cele 4 colțuri și se va aduna cu cele 4 stări de împărății. Și iată că se va da o luptă mare pentru cel care se deține în mână toiagul. Însă nu uita, turmă, tu ești răscumpărat prin Fiul meu. Și iată că și toiagul a înfipt în mijlocul casei tale. În mijlocul casei tale să fie toiagul răscumpărării. Și să nu pleci de lângă făgăduințele mele. Că grea va fi cel care pentru cel ce se va închina omului. Însă fericit va fi de cel care ne va mâne credincios Fiul meu. Căci în seara aceasta nu glas eu și Duhul meu va vorbi. Amin.